Băi, alo, nu acolo, șeful, nu acolo, hai, du-te, nu vezi astea cu rezervat aici, du-te de acolo, băi. El voia să intre cu mașina aia. Haideți, parcăm și noi ceva. Are băiatul locuri pentru toată lumea bună. Aoleu, ia uite-l, aici, șeful, păi da. Aici aveți rezervat, băgați acolo. Mâncaia și limuzina lui. Domnul Șandor de la Unguri. Ce om. Haideți, șeful, total dreapta. Păi cum să bași, bă, dita mai vaporul aici, bă, tăticule. Aie, faci mai multe manevre. Sunt familii militari care locuiesc într-o garsonieră jumate de mașina lui nenea Șandor ăsta. Sărumâna, boss, sărumâna, să trăiești. Oh, nu, a făcut safteaua la băiatul. Domn, bă, domn, nu alta. 3 parcări pe zi cu nenea Șandor și să mor eu dacă n-aș ajunge la salariul unui profesor. Dar nu prea vine nenea Șandor, mă, nu. O dată pe săptămână așa, o dată la 2 săptămâni, dar el lucrează mai mult în teritoriu. Te crezi și eu, bă, ca să-ți iei bolid ăsta trebuie să lucrezi mult în teritoriu, în tot felul de teritorii. A, plus cum are și pe domnișoara Raluca. Ce limuzină și aia, mamă, ce limuzină. Ce aș mai zgâria și eu vopseaua puțin. Ce aș mai băga puțin nasul așa sub capotă, doamne, doamne. Opa, da, șeful, aici aveți loc, aveți loc, cum să nu. Ăsta e unul nou, ci că e la educație acum, da, azi la săracul. Dacă nu-i fac semn cu mâinile așa ca lumea, nimic nu le bunghește cu vorbele deloc. E cum eram eu în Olanda, cu mâinile, tată, vorbeam cu mâinile, gimnastică, da. Eram ca morile alea ale lor. L-am luat pe ăsta de la educație cu de toate. Haide, boșule, andare, adelante, let's go, let's nu știu ce, avansare, țuruc, țuhaus, țuțu, nimic, mă, nimic. Și cu jargoane de ale noastre, nimic, nu parlește nimic, să mor eu, zici că e defect. Am înțeles că e rector ceva, profesor, la tâmpii școala, mă, se mai întâmplă, ce să... Îți ia școala mințile, dacă ești mai slab la creier așa, își bate manualele joc de tine. Păi îți dai seama, toți ăia din manuale, din cărți, e oameni deștepți, bă. Dacă l-o fi văzut pe ăsta mai fraier, ce-a zis? Ia hai, mă, să facem caterincă de el. Da, degeaba faci școală, frate, că dacă nu o faci ca lumea, școala își bate joc de tine. Da, degeaba încerci tu să te dai școli, degeaba iei diplome, degeaba te ungi singur mare șmecher de ăsta, Hannibal Rector de ăla, degeaba, mă, că tot te faci de râs dacă n-ai studiat, dacă n-ai învățat, dacă nu ești pe bune. Ce dracu, bă, că eu am încercat odată să trec într-a noua și m-a luat somnul să mor. Să trăiți, să înfloriți, șeful, cum să nu, baftă acolo unde vă duci. Ia uitați-vă ce chitros, m-a dat 10 lei. Bă, 10 lei să-i dai lui ăla care îți deschide liftul, bă, extraordinar. Că s-ar putea să te trezești și gudita mai scrisusul la machina. Păi ce, bă, nu știu și franceză. E, nu de la mine, nu, dar dacă nu sunt atent, dacă nu sunt stimulat corespunzător să stau geana aici, mă înțelegi? Mă rog, ce să știe, bă, ce să... La cum vorbește, mă mir că are carnet. Parcă nu mai dădea ăștia carnete la analfabezi, mă. S-a reluat treaba la Pitești. O, domnul, să trăiți aici. Băgați aici, șeful. Da. Veniți. A, ce drăguț. Domnul e de la liberali. Mă distrez cu el. Să vezi ce se chinuie acum să scoată capul din mașină. El are capul mai mare așa și mereu rămâne înțepenit. Îl ajut. Ce? Tot de la școală și ăsta. Cu capul mare, la fel, ies drențe. Până parchează, se termină programul la Parlament. El vine de la Bruxelles, zic că da. Ce, mă, la Bruxelles să parchează mașinile singure? O ia ele de nebune așa și să parchează. Are o Caterin încă de clasa a treia și ăsta mi-e și milă de el. Odată, din instinct așa, când i-am văzut fața, i-am dat eu 50 de lei. Pe bune să mor, a fost scandal mare. A, nu s-a ofticat că i-am dat bani, nu, da? Domne, că de ce i-am dat în văzul lumii, că trebuie să-i bagi într-un cont, într-un offshore? Bă, le-a luat Dumnezeu mințile, nici nu mai fură ca lumea, mă, fură cu perversiune ăștia, cu offshore, cu... Doamne, ia, mă, banul, du-te de aici și gata, mai naibii de hoți, mă.
O, sărumâna, doamna Milica Frăsinica. Ușor, ușor, doamnă, cu coafiura aia, să nu doborâți copacii. A rămas odată săraca încârligată cu un frasin d-ăsta. Ce? I-au intrat crăcile alea prin păr. Au venit de la Azmur, de la descarcerare. Au chemat și niște udemeriși cu niște drujbe. Abia au descălcit-o. Sărumâna, sărumâna, doamna Milica. Și că a ajuns bine de tot femeia. E, nu știu, șeful pe la guvern, ceva de genul ăsta. O știu de când era secretar, bă, da, pe la videle, pe acolo era, era o secretară care și-a angajase o secretară, pe Milica. Săraca, tot ce avea mai greu de făcut era să pună cafeaua. Dar nu prea-i dădea ăia să facă asta, bă, că nu știa, o vărsa să o părea. Până la urmă au făcut o profesoară, da. Au zis că e mai bine așa, mă, măcar nu nenoroceau oamenii pe viață să... O, să trăiți cu cărimă cu asta, să trăiți, respectele mele, doamne, șeful la mare, bă, bă, liniște, mamă, ce om, ce om, nici nu-mi dă vreun ban, șeful, nu, gata, o băgați acolo, da, da, ha, are un stil, pac, s-a uitat la mine așa, mi-a intrat 100 de lei în buzunar, pe bune, e ceva de speriat, domne, cât de bun e la de-astea. Ah, odată l-am supărat așa cu chestia, s-a uitat la mine, maică sprânceană așa și a dat un pic, dar are un hamster aici, bă, mi-a luat toți banii din buzunar, de pe card, casă, tot, 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 sănătate, sănătate, ia uita șeful, am 100 aceea. Aolo, să vezi, aolo, nu mai am nici, bosulică! Șefule, haide, domne, adunasem și eu de azi dimineață vreo 500-are. Păi e frumos așa, domne. Păi a pus privirea aia, mă, m-a curățat, e supărat. Băi, băiatule, o clipă n-am fost atent, mă, pac, a pus privirea și m-a curățat. Vă e frică, a? Să nu se termine? Adunați tot, adunați tot, luați și pielea de pe noi. Lasă, șefule, lasă, nu vin ele alegerile. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Doamne, doamne, ce guvern avem! Altfel nu ne mai săturăm de vorbit despre democrație, nu ne mai săturăm să spunem cât de important e fiecare vot, bla bla bla. Știți povestea, degeaba spunem asta, fraților, degeaba o facem dacă noi cântăm fals, dacă una spunem și cu totul altceva facem. Ce naiba de încurajare a democrației e aia în care, iată, faci un guvern așa, cu niște păpuși nu triste, ci de te ia plânsul. Cum încurajezi democrația? Cum încurajezi participarea cetățenilor? Vreau să dau citire listei de propuneri pentru membrii guvernului. Și foarte, foarte important, ce exemplu le dai tinerilor de bună credință și bine pregătiți care ar vrea să intre în politică? Ce zic ei când văd ce fel de oameni sunt promovați în partide? A? Nea Livache, domnul Tăricianu? Nu știu, poate e o fază prin care trebuie să trecem înainte să se termine cu modul ăsta de a conduce țara. Și mai durează puțin, nu credeți? Paradoxal, noul guvern îmi arată că suntem pe drumul cel bun ca țară, doar că mai e nevoie de puțin timp. M-am tâmpit de tot, așa credeți, nu? E posibil. Mă, bibilică, mă! Ești tâmpit. E, din ce în ce mai slab, domnule Dragnea, din ce în ce mai nepregătit sunt oamenii pe care îi scoateți în față. Știți unde vă duce strategia asta, nu? Se apropie sfârșitul, Dedi. Nu poți, nu poți când ai lângă tine oameni slabi să evoluezi. N-ai cum. Peste câteva luni veți constata că oamenii ăștia sunt atât de slabi încât nu pot face nimic din ce le ordonați să facă. Pentru că n-au credibilitate, pentru că nu-i ascultă oamenii din subordine mult mai inteligenți și mai pregătiți decât ei. De-aia. Aha, slab, slab, foarte slab. Vă plătesc degeaba, mă aduceți în sapă de lemn. Ce să, îmi pare rău să o spun, dar deja e un fel de bâlci grotesc. Te uiți la acești miniștri și ți se strânge inima. Ți-e jenă că îi vezi, mă. Ți-e jenă de jena pe care ei nu o au. Pe bune, ați mai făcut și audieri? De ce? De ce trebuia să ne stricați nouă săptămâna asta? Domnul Victor Ponta vrea să modificăm statutul. Și anume, cei care sunt anchetați penal nu au voie să aibă nicio funcție. Era cătrănit și Dragnea pentru modificarea asta în statut. Bineînțeles că n-am mai ținut cont de acest articol.
De ce? Pentru că putem. Da, exact! De-aia ați făcut! De-aia faceți spectacolul ăsta, pentru că puteți! Dar credeți că veți mai putea face asta mult timp? Nu vedeți că pierdeți teren? Că oamenii sunt din ce în ce mai supărați pe voi? Cred că e foarte important cum vom gestiona ca societate acest moment. Vom fi capabili să propunem în interiorul jocului politic o alternativă la șmecherii înconjurați de incompetenți din actualele partide? Cred că asta ar trebui să ne preocupe foarte serios. Cum îi facem pe oamenii buni să intre în politică, fraților, nu să fugă de ea? Altfel, doar blamând politica, ne situăm din ce în ce mai mult la marginea democrației, unde, ați ghicit, hoții înconjurați de proști se simt foarte bine. Să ne gândim un pic la asta, zic. Doamna Cati, să rup mâna, doamnă? De ce? De ce, doamnă? Cui ne-ați lăsat, doamna Andronescu? Păi joi când am plecat eu acasă de la emisiune, era vorba între dumneavoastră și Popică ăla mic. Ce ați făcut? Ce ați făcut, doamnă? Stați că încerc altfel. Doamna Cati, doamnă, iertați-ne pentru tot ce am spus aici la emisiune despre dumneavoastră. Că am zis și multe răutăți, da, inclusiv că ați avea probleme penale când v-au atins procurorii și pe dumneavoastră așa cu portiera, atunci cu Microsoft, doar ca să dea ei bine la popor că fac ei anticorupție. Iertați-ne, doamna Andronescu. Auziți? Dacă vă promit că nu mai zic nimic rău despre dumneavoastră, mergeți la educație. Rămân la opinia că ați pus umărul serios la distrugerea educației, da? Pe cuvânt, de când nenea asta de la opus acum, doamnă, se poate? Vă rog. Nu știu să dau răspunsul la această întrebare a dumneavoastră, așa încât prefer, dacă ați fi de acord, să trecem peste ea. A, oricum e prea târziu. Gata, s-a strigat bingo. Noul guvern are deja o vedetă în persoana noului ministru al educației, Valentin Popa. Nici n-a apucat PSD-ul să-i rostească numele, că imediat a apărut pe net o colecție impresionantă de perle de ale lui. Din limba română, da, perle adevărate, vă spun, calitate superioară. Ar trebui să le treceți în declarația de avere, domn ministru. Sigur că am ajuns în ziua în care să tai pamblica la acest buc cafe. Important e ce spun studenții, noi l-am făcut pentru el. Practic le sunt în acest moment interzise accesul la o astfel de finanțare. Opinia publică consideră că deja o are în administrare acest cămin, deși de preluat, nu l-am preluat. Iar noi am selectat doar o parte din colecția originală. Le-ați văzut acolo marcate cu roșu. Omul e pe felie, domne, ce să mai... De departe, cel mai bun din tot ce am avut în ultimii ani la educație. În afară de pamblică, la care putem spune că, domne, e un regionalist, deși pretențiile de la un profesor sunt altele, la celelalte e beton armat. E foarte stăpân pe materie, da? Nu poți să-l combați de nicio culoare. Unele sunt chiar finuțe. Puțină lume s-ar prinde că domn ministru al educației e paralel cu limba română. Începe să aibă repercusiuni financiare serioase. Pentru moldoveni și pentru ceilalți cetățeni. Mă bucur că am ajuns în ziua în care să tai pamblica la acest buc cafe. A? Meserie sau ce? Celălalți cetățeni, asta m-a cucerit. Celălalți, o dublă anomalie după cum se observă. Adică nu s-a limitat la celălalți în loc de ceilalți, nu. El are grijă să respecte și prostia cu N în loc de L spre final. De la ceilalți. Se apropie pe undeva de Traian Băsescu, dacă mai știți cum maltrata el unele vorbe. Se pare că erau cetățeni francezi care fusese, își făcuse un ciclu contractul în Siria, Astea-s din perioada de inspirație portugheză a lui Băsescu. Bun, revenind la noul ministru al educației, cred că va trebui să-l ia pe Liviu Pop pe un post de consilier, mai exact pe un post de decodor, așa ca la televizoare. Ministrul vorbește pe limba lui, iar Pop transformă cât de cât în română, ca să prindem și noi ceva. Doamne, unde am ajuns? Credeam că mai rău decât cu Pop n-are cum să fie.
În rest, revin cu o propunere mai veche, aceea cu videomanualul interactiv de limba română pentru elevii din clasele primare. Manualul cu greșeli comise de ultimii miniștri ai educației. Și nu numai de ei, copiii aud greșelile și învață cum se vorbește corect. În ce oraș s-au născut Romulus și Remus? Nu știu dacă s-au născut într-un oraș anume, pentru că ei au fost găsiți de către cineva în pădure, într-un cuib. Cred că vulpea nu era cetățeană al vreunui... Nu era vulpe, era lupoaică. Aș vrea să completez la ceea ce a spus Ionela. Fiecare copil merită un viitor. Un viitor mai bun decât cel prezent. Această ținut... binecuvântat de Dumnezeu. Și distracția e abia la început cu noul ministru al educației, da? Codrin Ștefănescu, comunicatorul Codrin, da? A anunțat că miniștrii vor face săptămânal o conferință de presă. Nu că e bine, urmează vremuri vesele pe această direcție, cu Popa și cu celălalți miniștri. Dar cum ar fi fost ca PSD-știi să-și pice astăzi propriul guvern? A? Să fie apărut Dragnea și să spună: dragi colegi, ne-am dat seama că miniștrii audiați sunt acoperiți. Da, ne-am prins imediat. Erau cu bine omul, domne, ce să mai... Ce repede i-am prins, gata, ne-am obișnuit. Stați liniștiți, dragi români, suntem aici pentru voi. Revenim peste câteva zile cu noi propuneri. Voi începe mandatul de la o absorbție a fondurilor europene de aproape 11% și cu toate autoritățile de management acreditate. Wow! Să rămână tanti Viorica! Management? Cât de tare! Asta e mișto la voi, la PSD-iști, că vorbiți limbi străine, atât de străine că nu le mai vorbește nimeni altcineva. Suntem răi, desigur, au fost și multe emoții. Mi-a plăcut și aia cu declarația 600. Chiar de săptămâna aceasta vom renunța la formularul 600 și ulterior la aproape toate celelalte. Un singur formular pentru cei cu activități independente pe an este propunerea noastră începând cu anul 2019. Of, tanti Viorica, v-am explicat, după 3 luni de neplată, oamenii devin neasigurați. Doamnă, știți ce înseamnă asta? Mă rog, ați zis-o așa, probabil să sară unii: wow, cât de tare-i tanti Viorica, ne scapă de birocrație. Nu? De asta ați făcut-o, să deveniți simpatică, numai puțin. Nu, doamnă, niciun efect. Nu mi-ați devenit deloc mai simpatică. Dar să mergem pe drumul dezgustului mai departe. Da, la UDMR. UDMR a fost în toate aceste zile ceva de genul: da, ce guvern mizerabil, doamne, ce porcărie de program, de guvernare, dar cred că o să-l votăm, să fie stabilitate. Păi, nenea Hunor, stabilitate, de asta vreți? Sau de fapt ne arătați că nu vă interesează? Luați-i și spălați-vă cu ei pe cap, ceva de genul ăsta? Apropo de management, a fost astăzi la Parlament cel mai mare manager din lume, nenea Daniel, da? Respect, domnule CEO! Ce activ sunteți, domne! Ce, nu mai sunt bani la catedrală? Am văzut că tocmai ce-a mai dat 16 milioane de lei, doamna Firea. Dacă o faceți și pe tanti Viorica de vreo 30-40 de milioane de coco, poate mai puneți de o catedrală. Da, una micuță, așa, cochetă, o închiriați, faceți bani cu ea. Sunt tenoriași cu bani care vor o cină romantică, o chestie. Pag, le dați catedrala aia mică. Da, a mai trecut un moment penibil din meschina noastră democrație. A fost o chestie între nuntă și pomană. Pe bune, nu știu dacă ați observat. Așa a fost, între nuntă și pomană. Aci râdeau, aci dădeau un plâns. Aci se pupau de sănătate, aci se pregăteau să aprindă o lumânare. O tot ținem că să fie mai bine pentru copiii noștri. Să nu fie mai rău, dragii mei. Să nu fie mai rău cu astfel de oameni. Și... credeți că limba română și-a rupt gâtul trecând de la pop la popa? Înseamnă că nu l-ați văzut pe băiatul care urmează.
Am încercat astăzi timp de un minut să-mi amintesc cine a fost ministrul economiei în guvernul Dragnea 2, zis și Tudose 1. Trabantul, da, n-am reușit, domne. Pauză. M-am uitat pe Google, i-am văzut numele, dar tot nu mi-am amintit de el. Zic că lasă-mă, n-are nimic, poate nu asta e important. Poate a făcut treabă, dar n-a comunicat. Știți povestea, că de-aia pică ei, că nu comunică, în rest nimic de reproșat. Pe noul ministru al economiei, în schimb, o să-l rețin câte zile o avea. Dănuț Andrușcă a fost unul dintre remarcații audierilor de azi. Dacă n-ați văzut, puteți să schimbați canalul. Pe bune, nu mă supăr. O să vă doară ficatul de nervi după ce-l veți auzi pe Ipochimen. Referitor la redevențe. Bun, în acest moment trebuia să vină un tehnician de la Parlament și să pună un carton acolo la pupitru. Stimați alegători, aceasta nu este o audiere, este o emisiune de divertisment. Să se știe, domne, să fie clar pentru oameni. V-am întrebat simplu, când aveți de gând să aprobați să trimiteți spre legea redevențelor? Dar lăsați foaia aia și ziceți așa, când? Mulțumesc, vă rog. La sfârșitul lui februarie, noi sperăm că legea va fi adoptată. Asta e imposibil. E imposibil. Trimise către guvern, îmi cer scuze. Băi, lasă foaia, lasă foaia, nu te uita la colegul. Băi, mâinile la spate, te rog frumos. Că toți sunt studenții în sesiune. Dacă au văzut și ei aceste scene, cred că li s-a făcut milă și l-au scos la niște cartofi de aia prăjiți la reșou pe holul căminului. Către Parlament, poate. Nu către Parlament. Când mi-ați testez. Am zis la sfârșitul în februarie va fi... Nu m-ați lămurit. Către guvern. Pe mine m-ați convins. După aprobarea... Sper că... Să ne răspundă și nouă la întrebările care le-am mai pus. A, dar stai așa, că a venit unul și mai deștept. Întrebările care le-am pus. Mi-e rău. Unul care voia să-l tăvălească pe bietul Andrușcă și a căzut în propria capcană. Probabil de la opoziție, nu știu sigur, că nu l-au arătat. Dar după anvergura vocală așa părea. Iar după anvergura intelectuală nici nu mai contează. Discută lumea de 10 ani despre care și pe care. Iar dacă tu, parlamentar, n-ai înțeles-o nici acum, atunci dă-mi voie să-ți spun fără pic de menajamente. Băieții! Vorbește corect, agramatule! Dar să revenim, că personajul era una dintre propunerile PSD-ului pentru noul guvern. Domnul Andrușcă de la economie. Dănuț, mă, dănuț! Scăpat din așa zisa audiere, în realitate doar o mascaradă cu final așteptat, omul s-a manifestat și pe holul Parlamentului. Luați-l ușor, care emoții? Tot ce îmi stă în putințe pentru dezvoltarea economiei românești. Dar un rol important va avea pentru, în cadrul economiei, ca îmi cer scuze că suntem emoționat. El face tot ce îi stă în putințe, ești nebun, și tot așa. Până la urmă a scurtat-o și ne-a trimis să citim programul de guvernare. Avem acolo toate informațiile. Păi zi așa, mă, șeful, împușcă-ne direct, nu ne mai chinui. Rezerva de cadre a PSD-ului, da? Prima garnitură instalată cu urale și dată jos cu nota 3, a doua trimisă subtil la plimbare, a treia, ați auzit, cu celălalți și cu un gâng-gâng. Vă spun, la al șaselea guvern nici nu se mai deranjează domnul Liviu. Tipărește programul de guvernare, ni-l trimite cu poșta română, într-un an ajunge la toată lumea și ne pune să ne facem singuri de acolo ce ne convine, că el a terminat toate variantele. Vai de noi! Și tot nu-mi vine să cred că trebuie să lămurim anumite chestiuni, că trebuie să discutăm despre ele. Cum ar fi asta cu vorbitul corect? Abia asta arată cât de departe suntem de civilizație, de normalitate. S-a ajuns în punctul în care se vorbește ceva de genul: haide, domne, lăsați, vă luați de părul ăleia, de cum vorbește omul, dacă sunt capabil, ce contează, domne, cum se coafează sau cum vorbesc.
În primul rând, haideți să le despărțim, vreți? Una e să dai dovadă de prost gust în materie de coafură și cu totul altceva este cum vorbești. Ca profesor universitar, ca rector, ca ministru al educației sau cum ar spune Grindeanu, ca și profesor, ca și rector, ca și ministru, să vorbești incorrect limba română e o catastrofă. Asta e o chestiune care nu se poate negocia, oameni buni. Un agramat nu poate fi profesor universitar, rector sau ministru al educației. E jignitor pentru întreg mediul academic și pentru toți cei care lucrează în educația românească. E ca și cum ai pune un pedofil director la protecția copilului. Ei bine, tare m-aș bucura să-i văd pe studenți protestând împotriva acestor rectori care se mânjesc cu vorba aia. Și pentru rectorii care au semnat mizeria asta, ce poate fi mai jenant decât să te solidarizezi cu un agramat? Și de unde până unde, mă, listele astea? Oare de la domnul Dragnea? Oare de la PSD care le-a zis: hai băieții, faceți și voi o listă de susținere, că după aia cotizăm și noi la bugete, da? Păi nu vă ajută nenea Suleiman? Bă, dezgustător, dezgustător. Ce avem aici este o listă a rușinii. Scârbă, domnilor. Asta e tot ce puteți produce cu această listă. Cât de slugă trebuie să te simți ca să participi la așa ceva? Eu am văzut tot în presă o susținere din partea 45 de rectori din România. Am înțeles, 45 de rectori din 48. Pentru mine asta este foarte important. Am văzut această declarație de susținere și chiar câteva intervenții ale unor oameni care lucrează la vârful educației românești și care au încredere în această propunere, și atunci de ce să nu ținem cont și de părerea lor. O, săraci de ei. E tare chestia asta cu de ce să nu ținem cont și de părerea altora. Nenea Suleiman, păi la un moment dat o să faceți o listă cu oameni care zic că poți folosi decât cum vrei tu, decât cum te duce mintea pe tine. De ce să nu ținem cont și de părerea lor, nu? Sau adunăm semnături că 1 plus 2 egal 8. Dacă vor fi multe semnături, aia, domne, ținem cont. Ce, bă, nu-i normal să ținem cont de ce zic oamenii? Am văzut în presă, nu știu acum dacă s-a făcut o culegere a acestora, dar eu cred că o persoană care este rectorul unui institut de învățământ superior, care are o lungă experiență în educație și care are și o susținere consistentă, am impresia că nu e profesor de limba română. Da, cred că are niște lacune. Tăricianu, ce să mai zici, bă, că nea tării vorbește limba română la noroc, la bungheală. Dacă iese, bine, dacă nu, ai, o greșește, lasă-mă că-i și mâine o zi. E ca la Lozâmplic. Mai multe vorbe, mai multe șanse de câștig. Serios, nu-mi vine să cred că vorbim despre așa ceva, că atât de jos am ajuns, că pe nimeni nu scandalizează situația. Ce rectori sunt cei care girează numirea în funcția de ministru al educației a unui agramat? Ce rectori sunt aceștia? Ce respect au ei pentru mediul academic? Ce modele promovează ei? Vechiul Consiliu Local a aprobat acest transfer și universitatea este într-un fel acum în suferință, pentru că opinia publică consideră că deja o are în administrare acest cămin, deși de preluat nu l-am preluat. Și revin la studenți, nu vă las, nu vă las. Băieții, fetele, haideți să vă spun o treabă. Era o vreme în țara asta când studenții chiar aveau un cuvânt de spus. Că mă tot întreabă tinerii pe unde merg prin țară, când ne vom face bine. Păi dacă zilele astea am fi avut toată studențimea în stradă protestând față de o asemenea tâmpenie, am fi fost pe drumul cel bun. Așa suntem departe, tati, foarte departe de orice lucru bun care ni s-ar putea întâmpla. Deci să ne liniștim, da? Planul ăsta de a ne ține proști și săraci pentru a nu fi decât mână de lucru ieftină merge uns, uns și produce rezultate. Ia uite, le vedem astăzi cel mai bine în Parlament, în Guvern, la conducerea unităților de învățământ.
Ba da, pe Tudorel Toader, îl mai știți? Haideți, haideți că trebuie să-l știți. Domnul Dragnea, dumneavoastră, vi-l mai amintiți? E nenea acela fâșneț, argintul viu de la Ministerul Justiției. Se fac 3 luni și jumătate de când se gândește dacă propune sau nu revocarea Codruței Chioveși de la DNA. Din octombrie a început procesul de gândire și evaluare. Se vedea cum i se învârte rotița pe ecran, mă, s-a dus luna octombrie, a venit evident noiembrie, așa se întâmplă de fiecare dată. Tudorel Toader păstrează suspansul și lansează o provocare. În momentul în care voi lua o decizie, vă voi invita la o conferință de presă. Eu n-am luat concediu anul acesta, nu voi lua nici de sărbători, deci s-ar putea să vă chem pe 31 decembrie. Ce a zis? 31 decembrie? A, e clar cu Codruța, a spus lumea atunci. N-o prinde, domne, Sfântul Vasile la DNA. Cred că i-a stricat un pic sărbătorile. Poate își luase și ea vreun concediu să meargă prin vreo sufragerie. Mă rog, pe unde se plimbă dânsa? Treaba ei, nu că, na, cine suntem noi să comentăm. Bun, trece timpul și nu mai vine decizia. În 20 decembrie, ministrul Tudorel Toader e convocat în platoul Antenei 3. Auzind una ca asta, Codruța a început să-și strângă de pe birou, ce să mai e? Când credeți că veți lua decizia și vă veți îndeplini competențele legale? Eu vă pot spune într-un termen scurt sau foarte scurt. Scurt sau foarte scurt? Scurt sau foarte scurt? Aceasta e întrebarea. Deci fierbea domnul Gâdea, iar Tudorel Toader o ținea pe-a lui, bă, se juca de-a ghicitorile. Vă întreb altfel. În forul dumneavoastră interior ați luat decizia? Da. Și când o veți comunica? Ce înseamnă acest scurt sau foarte scurt? Ce? Teatru TV, nu alta. S-a remarcat însă noutatea. Tudorel Toader avea în interior decizia în ce o privește pe Codruța Chioveși. Practic nu mai era decât un pas. S-o aducă în exterior și s-o comunice la președinție. Ba nu, s-o comunice la domnul Mihai. Da, ți-ai găsit. Tudorel Toader a continuat cu teatru. Vă dau același răspuns. Sunt în procesul decizional, sunt sigur, sunt două momente. Ăla intern și ăla extern. Se spune că factorul volitiv sau intern, dacă nu e exteriorizat, nu produce efecte juridice. Eh, ce zici, tăticule, acolo? Dacă am priceput eu bine, așa, din context, că sunt cuvinte pe care nu le știu, deci cum ar veni factorul volitiv și a impus punctul de vedere și n-a vărsat nimic? Bucles. Bun, și s-a dus și decembrie. A venit ianuarie. În 5 ianuarie, actul 5 din piesa cu Toader și Chioveși. Ați făcut o astfel de propunere și care e propunerea dumneavoastră? Pare că dumneavoastră insistați, pare că dumneavoastră vă grăbiți, dar eu vă repet ceea ce v-am spus. Este o decizie pe care am luat-o, este o decizie pe care urmează să o formalizez. Pare că dumneavoastră vă grăbiți. Dar unde vă grăbiți, domnișoară? Decizia e luată. E aici sau aici sau... Trebuie doar să o pun pe hârtie. Și acum poftim, e sfârșitul lui ianuarie și tot nu se știe ce se întâmplă cu doamna Codruța Chioveși. Uite ce a spus domnul ministru ieri după amiază. Este răspunsul pe care vi l-am dat zilele trecute. În momentul în care voi face public, vă voi anunța. Pașii înainte se văd sau nu se văd. În momentul în care voi decide să fac public hotărârea luată, v-am asigurat... Dar de ce amânați acest moment? V-am asigurat că vă voi anunța. Mă, ce joc o mai fi și ăsta? Ce-i porcăria asta, domne? Ai decizia, spune-o, nene! Auzi, are decizia de la jumătatea lui decembrie, dar n-o trimite la Iohannis. Asta e ca la noi, la TVR. Nu pui Consiliul de Administrație ca să menții presiunea pe oameni. Și toată lumea dansează cum vrei tu, putere, cât timp nimic nu e sigur. Bă, e o formă de cenzură, o formă de presiune la adresa celor de aici. La fel face Tudorel cu DNA-ul. Acolo au mai prins și noile proteste din urmă, că stă de 3 luni cu evaluarea și procesarea. Dacă propune astăzi revocarea, e clar că și-a ridicat PSD-ul niște sute de mii de oameni în cap. Poate chiar milionul, Doamne ajută.
Cred că nici Dragnea nu-l mai lasă acum să anunțe nimic. Îl roagă să tragă de timp. Cred că lui Dedi Cool îi vine să-și dea pumnii în cap. Dacă știa cât o să stea Tudorel cu factorul volitiv, îl punea la loc pe Iordache, mă. Și într-o noapte, când nu era nimeni atent, acesta tranșea toată povestea. Iar dacă se enerva cineva, e, a fost o eroare de comunicare, domnule, nu e clar? Se pare că UDMR-ul poate să folosească mai eficient programul de guvernare al coaliției PSD-ALDE. A găsit ce să facă cu el. Îl folosește ca subiect de glume. Și noi încercăm, dar lor le și iese. Vreau să întreb pe cineva dacă a citit planul de guvernare. Știu că Balint a citit programul de guvernare și mi-a spus că arată de parcă ar fi scris Ministerul Agriculturii printre două beri. Da, păi dacă tot n-o să fie pus în aplicare programul ăla, măcar să ne distreze. Cumva în felul ăsta programul de guvernare și atinge mai bine scopul. Ne face viața mai bună altfel. Nu prin faptul că mărește pensii și salarii, ci pentru că ne mai înveselește puțin. Ne face să uităm de griji. Bine, e cumva neregulamentară lovitura UDMR-ului. Bă, nu-i frumos? Nu-i frumos să dai în Ministerul Agriculturii unde e domnul Daia? Păi Dragnea l-a pus pe Daia acolo ca bun public, mă, să ne distreze pe toți, nu să fie folosit ca muniție în războiul politic. Ca dovadă, omul nici nu se bagă. Cei de la UDMR spuneau că programul de guvernare arată de parcă ar fi fost scris între două beri la Ministerul Agriculturii. Se bea bere la Ministerul Agriculturii? O, acolo e sediul materiei, pentru că acolo este și meiul, acolo este și orzoaica pentru bere, acolo este și industria alimentară. În 1968 m-am îmbătat. Dacă mă gândesc și acum mi-e rău. Cum? În 1968 a făcut ultima beție? Mă rog, de aici rezultă nu neapărat că nu-i place băutura, ci și că atunci s-a îmbătat atât de tare încât a zis: frate, gata, de acum acolo 50 de ani nu mai pun gura pe alcool. Știu în ce bestie mă transform dacă beau și nu vreau să-i mai fac rău niciunei mioare. Oricum îmi place cum Daia revine mereu la industria alimentară și la cereale, la chestiile de bază. Iată, atacul lui Kelemen Hunor i-a dat un prilej să atragă atenția că agricultura e în toate. Că nici măcar beții și programe de guvernare scrise la beție nu putem avea fără o agricultură bine pusă la punct. A, dar stați că s-a mai înscris cineva la acest concurs de bancuri. Nu sunt de acord cu domnul Kelemen Hunor că e scris între două beri. Cred că este scris între 200 de whisky, dar între a 4% și a 5% de whisky. Pare un program scris la beție sau un program scris la mișto, într-o lipsă totală de respect și într-o sfidare a cetățeanului. Domnul Orban, păi de-aia sunteți în opoziție și nu la putere. De-aia nu vă simpatizează alegătorii, pentru că explicați glumele. Cred că v-ați pierdut simțul realității de la atâta opoziție. E de înțeles? Nu doar puterea corupe domnul Orban, ci și opoziția. Iar opoziția absolută corupe la modul absolut. Mă rog, o să vă dați seama de multe când o să vă treziți din beția asta tristă și fără speranță a opoziției. Răzvan Anghelescu s-a dus astăzi să-i întrebe pe oamenii lui ce părere au despre programul ăsta de guvernare. Că o fi ceva cu el, domne, de nimeni nu pare capabil să-l respecte, nu? Vax populi. Lider al maghiarilor, Kelemen Hunor, care a spus că programul de guvernare al PSD-ului e scris între două beri. Vi se pare așa, scris la beție, programul ăsta de guvernare? Nu. Nu vi se pare? Nu. Aveți încredere în programul de guvernare? Sau? PSD-ului, da. Da. Și eu sunt membru PSD, membru simpatizant. Programul ăsta e cu dus întors. Așa. Asta e problema. Adică, ce vreți? Adică, zice una și face alta. Mie mi se pare un program de guvernare ok, în sensul că și protecția socială. Deci, ceea ce a făcut pentru pensionari, pentru vârsta a treia. Mi se pare un program ok, super cool. Are dreptate, domnule. PSD-ul ăsta e... Ducă-să, cu Dragnea în frunte să ducă, Doamne iartă-mă. Așa pare programul scris la obeție? Nu, cred, nu că pare, dar așa este. Dragnea asta a dus țara de râpă. Ei uită că sunt minorități,
Bine, nu neapărat să se supună majorității, că nu întotdeauna minoritatea trebuie să supună majorității. Da. Și ei pot să aibă un punct de vedere. Dar nu trebuie să atace niciodată, pentru că ei sunt afiliați guvernului, adică ei sunt pe lângă. Ei au fost și cu PNL, au fost și cu toată lumea. Pare așa scris de cineva lucid sau mai puțin lucid? Program. Cred că mai puțin. Mai puțin lucid. Mai puțin. Dumneavoastră, după două bere, ați putea să ne faceți un program de guvernare pentru țară? Cum vă simțiți după două bere? După două bere și două țuici? E cam imposibil. Domnule, beau și o bere, merg în pădrum până acasă să trezește berea din burtă. Ca și om al muncii, în momentul din față nu-mi place nimic. Dar vorbim de programul ăsta de guvernare pe care tot încearcă să îl pună în practică. Pare scris între două beri la băutură așa programul de guvernare, după câte promisiuni sunt? Sau? Nu pot să-mi dau cu părerea, nici nu sunt în măsură, dar v-am zis, toate care sunt pică pe noi, pe omul de rând. Pentru mine două beri e că aș bea un sifon. Dar ați putea să faceți după două beri un program de guvernare? Uite, ăsta dacă îl beau acum, nici pe dracuna. Puteți să faceți după el un program de guvernare? Corect. Sunt și promisiuni care nu pot fi îndeplinite. Chiar programul PSD-ului conține niște paragrafe pe care le-am citit cu atenție, nu pot fi îndeplinite. Cu creșterea pensiilor, creșterea salariilor, n-au de unde. Salariul minim, ba să mărește, ba nu să mărește, ba trece contribuțiile de la stat la angajat, la angajator, ba invers, nu știi. Acum o să vedem și noi din luna februarie ce s-a întâmplat, când o am luat și... Cum vi se pare programul ăsta de guvernare care este acum? E cam bunișel, până acum. Ce va... La anul încolo, cum o mai fi. Ce v-a plăcut la el? La asta de guvernare? Sau s-au ținut de cuvânt? E că am scumpit pe toate și a vândut fabricile. Păi și e bine? Nu prea e bine. Păi nu e bine, asta zic. Nu e bine. Nu e bine. Și atunci ce să facem? Ce să facem? N-avem decât când om muri, atunci facem. Cum vi se pare programul ăsta? De ce credeți că e scris așa între două beri? Da, când așa... I-au dat-o și ei ca să... Dar v-a spus, Dragnea nu merită să fie acolo. Deci nu merită, pur și simplu. Și cu cei de la PSD, bănuiesc? Tot PSD-ul. Programul de guvernare pare ok, adică nu pare scris la beție, cum ar veni? Nu cred, deocamdată nu cred. Sunt PSD și nu cred până la urma oameni. Domnule, indiferent care ar fi soluția, că e UDMR-ul, că e nu știu ce, ei ca și guvernanți, ca și politicieni, să facă ceva bun și pentru omul de rând. Promiți, fă-le, frate. Dacă tu l-ai promis... Fă-le, mâncați aici pălăria. Este, mă, încă un record mondial în România. De această dată, în domeniul inaugurărilor. Primarul orașului Piatra Neamț este invitat să-și ridice premiul. Sau să tragă apa peste el, na, e alegerea lui. Primarul din Piatra Neamț și inspectorul școlar adjunct al județului au inaugurat tăind panglica tricoloră toaletele de la o școală din oraș. Investiția de 42.000 de lei din bugetul local a fost marcată cu mai mult fast decât s-ar fi cuvenit. Dacă inițial primarul s-a mândrit pe rețelele de socializare cu această realizare, spunând că susține investițiile locale, ulterior a șters pozele cu inaugurarea toaletelor. Și cu ce le-ai șters, maestre? Din butoane ca toată lumea sau ai dat peste ele cu hârtie igienică? Păi de ce așa ceva? Să tai panglica după renovarea unei toalete? Au făcut și o probă oare? Cum se întâmplă la autostradă când vin autoritățile și se dau cu mașina pe drum? Sau la programul spațial când vine unul, apasă pe buton și pleacă racheta? Așa și domn primar de la Piatra Neamț. Pac pe buton și se duce racheta. Hai că nu-i mare diferență. La ei pleacă în sus, la noi se duce în jos. În fine, ce să mai discutăm? Asta e România lui 2018, fraților. Gresie montăm... Cu gresie ne lăudăm. Atât de puține realizări avem că am ajuns să ne bucurăm la un WC-ul nou. Ca idee aș vrea să revedem împreună vechiul record mondial în materie de panglici. Iată-l. De exemplu, un lift de la Spitalul din Gura Humorului a avut parte de botezul a trei deputați, un senator, prefectul și președintele Consiliului Județean Suceava, dar și de un sobor de preoți care l-au sfințit. A, senzație! E, uite, cam asta e direcția pe care evoluăm. 2013, inaugurarea unui lift la un spital orășenesc. 2018, inaugurarea unui WC-ul la un liceu. A, apropo, stai așa, că mai era ceva. Domnul primar, panglica pe care a stăiat-o la WC-ul era în două sau în trei straturi? Și era și parfumată? A?
Asta a fost, dragii mei, ne vedem și mâine tot aici de la ora 22:30. Nu uitați de reluările noastre mâine dimineață la 6:05 pe TVR1 și de la 15:40 pe TVR2. De asemenea, sper că v-ați descărcat cu toții aplicația Starea Nației. Aveți acolo emisiunea, părți din emisiune, ce n-a intrat în emisiune, notificări amuzante tot timpul și mult, mult conținut exclusiv. Urmează ora de știri, noapte bună!